În momentul, deci în momentul în care omul s-a despărțit de Fiul, a apărut noaptea cea neagră a păcatului. Deci iată un al doilea întuneric, inexplicat de mințile teologice, și mi-a plăcut remarca unui profesor de teologie, zice, noi creștinii ortodoxi de răsărit, încă nu ne-am pregătit a studia prea mult teologia întunericului. N-au nevoie, dragi, să fie studiați, fiindcă lor nu le e milă de noi, ne lucrează și fără să-i studiem, și chiar dacă îi studiem. Deci, prima teologie a întunericului este aceasta, despărțirea de Dumnezeu. Este esența întregii teologii întunecate. Iar teologia luminii este una singură, unirea cu Dumnezeu și revărsarea în lumină. Ce căutați pe cel viu cu cel mort? Cu cei morți? Nu este aici sasuită în lumina cea pururea fiitoare, deci care a existat din veac și nu va, și până în veac și nu va dispărea niciodată sau nu va fi lipsită în vreun moment, întru care nu încape umbra de schimbare. Umbra de schimbare este tocmai esența dumnezeiască în logica tainelor dumnezeiești. Adică ce se întâmplă? Dumnezeu nu se expune ca materie, se expune ca inteligență dumnezeiască, ca rațiune dumnezeiască, ca energie dumnezeiască, ca putere dumnezeiască, ca lumină dumnezeiască, ca voință dumnezeiască. Deci cunoașterea lui Dumnezeu vine prin puterile sufletești și nu omenești. Cunoașterea lui Dumnezeu nu vine prin mâncare, care e materială. Cel ce mănâncă dă slavă Dumnezeu, cel ce mănâncă mulțumește Dumnezeu și nu judecă pe cel ce mănâncă. Cunoașterea lui Dumnezeu nu vine prin trup. Pentru că spune, ori în trup, ori afară de trup, ori viu, ori mort, al Domnului suntem. După aceea, nu vine prin patim sau slăbiciuni, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos desfințează rădăcina patimii și rădăcina păcatului sau neputinței, spunând, eu n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, că ei au nevoie, sau bolnavi, că ei au nevoie de doctor, deci vine și instaurează un echilibru sau un metabolism spiritual de reintegrare a sufletului în simțuri nealterate. Ieșirea din alterarea simțului, din desfrânat om curat, din bețiv om serios, din neserios om serios, sau dacă vreți, din om nesimțit, om simțit. Adică în care simțurile se trezesc și încep să lucreze după porunca în care începe învierea cea de-a doua. Și este una din cele mai înalte învieri, înainte de învierea cea de obște și înainte de învierea lui Hristos și înainte de învierea judecății de apoi. Iată ce spune Evanghelistul Matei. Și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia. Cine sunt morții? Sunt națiunile Pământului de la Adam și Eva până astăzi, care ascultă glasul Evangheliei sau glasul prorocilor sau glasul judecătorilor sau glasul împăraților sau glasul legii lui Avram sau glasul legii lui Moise, care toate au dus spre poruncă și legământ dumnezeiesc, dar cu precădere pentru cei ce ascultă Evanghelia Darului de 2000 de ani, morții sunt cei care până ieri dormeau în crâșmă sau în șanț sau în casa de toleranță și astăzi sunt în biserică, se pocăiesc, se spovedesc și se împărtășesc, iar învierea sufletului este mai importantă decât învierea trupului. Despre ce s-a întâmplat cu fiul văduvei dinainte nu mai pomenește nimeni după ce a înviat. Sigur că a murit din nou. Despre ce s-a întâmplat cu fica lui Iair nimeni nu mai pomenește. Sigur că a murit din nou. Despre ce s-a întâmplat cu Lazar, cel mort de 4 zile și înviat, care ajunge episcop în Cipru și ajunge împreună slujitor cu Maica Domnului și cu Ioan Evanghelistul și vin și calcă pentru întâia oară Muntele Sfânt, adică Atosul pe care voi îl vizitați în timpurile când puteți în vacanțe, deci este loc călcat de episcopul Ciprului și de Maica Domnului până în vârful Atonului, la fel nu spune nimic, va muri, dar va învia la învierea cea de obște. Dar despre învierea sufletului se vorbește în fiecare Evanghelie, pentru că așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Și ce este mântuirea? Mântuirea este adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singur, adevăratul Dumnezeu, și pe Fiul tău Iisus Hristos, care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. De ce a spus că Hristos nu este snob? Pentru că în slujba de la aghiazmă, e controversant. Nu? În slujba de la aghiazmă,
Dacă citești molifta cu care se sfințește aghiazma, spune că n-ai venit cu năluciri să ne înfricoșezi pe noi, ci luând chip de rob ai dat adevărată tămăduire trupului și sufletului, zicând te-ai făcut să nu mai, zicând să fii sănătos, să nu mai greșești, încă din tine ai făcut ochi sănătoși poruncind să spele și prin aceasta să se arate lumină. Trimite harul Preasfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Deci el n-a fost un fachir, n-a fost un vrăjitor, n-a fost un supranaturist sau un supranatural, ci a fost un adevărat Dumnezeu. Deci a fost, cum spune ostașul care a împuns în coastă, Cornele Sutașul, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, Părinte, că pe noi ne tulbură tot felul de false învieri, false resuscitări la alte credințe, ajungem, la alte spiritualități. Ajungem, chiar ajungem, aici, la noi. Ajungem. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit omenirea pentru primirea învierii, înainte de primirea învierii, deci înainte de primirea învierii, de ce spun de primirea învierii? Fiindcă moartea a luat-o din ascultare, deci nu era o moarte ca rod a păcatului, nu era o moarte ca rod al patimii, nu era o moarte ca rod al nesupunerii, nu era o moarte ca rod al neascultării, ci era o moarte ca rod al dragostei și al ascultării. Tată, facă-se voia ta. Și în momentul în care moartea a fost îmbrățișată de Iisus Hristos prin ascultare și iubire, ea s-a transformat în înviere fiind trădată, fiindcă rodul morții era păcatul și pofta. Iată lucruri care Mântuitorul Iisus Hristos îi lipsesc prin cuvântul Evanghelistului care spune: tu singur ești cel ce ai purtat trup și ai fost fără de păcat în slujba a cincea de la Sfântul Maastru. Evanghelia a cincea, rugăciunea a cincea. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, ca și în secolul 21, întâmpină greutăți din partea apostolilor, oameni nepregătiți intelectual, oameni nepregătiți teologic, insuflați de Duhul Sfânt, călăuziți sub umbra Duhului Sfânt și sub lucrarea Duhului Sfânt, dar care la un moment dat se îndoiau că acest Hristos poate fi un Ioan Botezătorul sau poate fi Moise sau poate fi Ilie sau unul din alți proroci. Și atunci, ca să combată reîncarnarea, sufletul intrat în dobitoace, lucru neafiliat teologiei ortodoxe, nu prin faptul că teologia se încăpățânează, n-are cum regnul mineral, nesimțit, neduhovnicesc, adică nesufletesc, în primul rând lipsit de spiritualitate, să se amestece cu regnul material. Iarba trăiește și crește din prune, dar nu poartă suflet și simțire. Și n-are cum să intre omul în flori. Nu poate sufletul să intre în animale. Animalul are simțire, are viață, dar nu are rațiune. Și n-are cum. Poate unul care a băut ca porcul să intre în statutul unui porc. Sau poate unul care s-a comportat ca un vițel, cum se spune la Poartă Nouă, să ajungă în vreo haină de vițel în momentul când vreo bovină ar făta prin vreo fermă. Dar după învățăturile teologice, patristice și dogmatice ale Bisericii, Mântuitorul simte nevoia să-i convingă pe apostoli că nu există reîncarnare, ci există înviere. Și atunci le arată primul tablou al învierii în muntele Taborului. Îl ia pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, îi suie în muntele Taborului și strălucind în valul de lumină al Duhului Sfânt, care pentru început învăluia lumina și tabloul de față, mângâierile Duhului Sfânt au fost atât de dulci și amețitoare încât apostolii au căzut cu fața la pământ. N-au căzut de spaimă, n-au căzut de frică. Majoritatea tâlcuiesc că i-a luat spaima. Și mulți din evangheliști spun, sau mulți din tâlcuitorii evanghelilor care mai tâlcuiesc cazanile, că s-au spăimântat și au căzut cu fața la pământ. Nu s-au spăimântat deloc. Atât de dulce erau simțirile dumnezeiești, încât dacă citim pe Teofan Zăvorâtul și ajungem la lucrarea minții, una din cărțile în care el scrie despre această lucrare, Părintele Stăniloae are o carte care se cheamă Teologia Isihastă sau Trăirea Inimii, așa,
în care arată categoric o minte îndumnezeită prin fapte bune, revărsată în harul luminii dumnezeiești, pierde rațiunile firești materiale, intrând în rațiunile mai presus de suflet și de cuget. Deci intră în sfera dumnezeiescului, unde nu mai există echilibru, unde nu mai există geotropism, stat în picioare sau stat culcat. Deci apostolii au căzut cu fața la pământ ca niște morți, nu de frică și de spaimă. Mintea lor a fost învăluită într-un extaz pe pământ, pe care apostolul Pavel l-a simțit în ceruri, dar nu știe dacă într-al treilea cer, spune că până la al treilea cer, dar nu știe dacă în trup sau afară de trup, deci iată explicația a ceea ce spuneam. Dar ce mintea nu poate povesti, ochiul nu poate vedea, urechea nu poate auzi și limba nu poate vorbi. De ce? În momentul când au căzut cu fața la pământ, tabloul a fost nesuferit lumii materiale mărginite din lumea nemărginită a Harului Dumnezeesc. Și atunci a apărut ce? Transcendența, sau a apărut, dacă vreți, înălțarea, răpirea, extazul, uimirea. Ei, această înviere nu este altceva, deci schimbarea la față, nu este altceva decât o înviere teoretică. De ce spun teoretică? Prin care Mântuitorul și-a predat învierea din mormânt ca pe o lecție înainte învățată, ca apostolii, când o vor trăi pe propria lor piele, pe pământ, în lipsa lui, să știe să înțeleagă lumina dumnezească, să știe să înțeleagă piatra răsturnată de pe mormânt, să știe să înțeleagă fascicolul de lumină și puterea îngerului, pentru că în noaptea învierii, la mezul nopții, în cea din tâi clipă a învierii Mântuitorului, un înger de lumină a răsturnat piatra de la mormânt. Îngerul era în lumină pentru că este slujitorul luminii. Dar lumina exista pentru că Duhul Sfânt este lumină. Îngerul nu era venit să prăvălească piatra de pe mormânt. Îngerul era venit să se închine celui care în mormânt, de fapt, împlinea mântuirea lumii. În mormânt cine stătea? Izvorul de lumină necreată a Duhului Sfânt. Era izvorul nemărginirii dumnezeiești, era izvorul cel mai presus de putere a gândirii omenești din izvorul luminii. Deci iată ce spune teologia apofatică despre lumină. Și în momentul în care îngerul vede lumina, face legătura între piatră și înviere, dându-o la o parte, fără ca să-i strice pecețile. De ce? Deci piatra atinsă devine imaterială și se materializează în momentul când nu mai ia contact cu puterea dumnezească, fără ca să strice pecețile. De ce? Tocmai ca să demonstreze că ce este cu neputință, omul este cu putință la Dumnezeu. Și să facă legătura, după mintea lui, de putere slujitoare între ce? Între lumina ce străbătea cerul și lumina ce izvora din mormânt. Era ca și cum eu aș pune o hârtie în dreptul soarelui și ochii mei. Am lumină, dar n-am puterea luminii. Îngerul simțea nevoia nu să se închine razei de lumină ce străbătea întunericul, ci izvorului ei, care era de fapt izvorul creator al lui, ca înger, ca duh slujitor. Cerul se unea cu pământul. Exact. Mormântul. Da. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos transpune mai departe tabloul schimbării la față pentru prematura înviere, care nu înțelegeau apostolii, deci ea devine o lecție teoretică de înviere, la un moment dat le mai dă o lecție înaltă de teologie, prin ce? Norul de lumină se ridică. Duhul Sfânt înțelege că intră în lucrare Fiul. Dar Fiul nu mai lucra cu Duhul, lucra cu Tatăl. Și în momentul în care Tatăl s-a revărsat din plin în iubirea Fiului, lumina nu mai țâșnea din nor, ci țâșnea din Hristos spre afară, arătând că El este izvor de lumină. Deci mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iată esența crezului sau a dogmelor pe care întrebam azi un bătrân de 50 de ani. Știi crezul? Nu. Păi și ce ai să spui la vama întâi la judecată? Aia îl învăț până atunci. Deci, iată ce fel de ortodox avem. În momentul în care lumina dinăuntru țâșnea, mai apar două tablouri sublime.
Ilie și Moisil. Întâi apar cu dor dumnezeiesc de a-L vedea pe Dumnezeu, ceea ce nu li s-a îngăduit niciodată. Unul vede în tunet, în fulger, în trăsnete și în bubuituri în muntele Sinai, unul vede în adiere de zefir în muntele Carmel, dar niciodată cum arată în slava lui dumnezeiască. Dar nu li se îngăduie să vadă decât un apofatist catafatizat. De ce? Lumina ce țâșnea era nemărginită, era apofatică, era Tatăl, dar circumscrierea Mântuitorului, care încă purta trup neînviat, prin trecerea prin Fecioara Maria, deci prin întruparea din Fecioara Maria, era de fapt Îngerul de Mare Sfat, de care se clătinase și Îngerii cei buni cândva și devenise Înger Rai. Ei au intrat sub ascultarea acesteia vorbind despre înviere. Evident că apostolii n-au putut să înțeleagă nimic fiind din lumea aceasta. Evident că apostolii n-au putut să audă nimic fiind materialnici și cu urechi omenești. Dar cei doi veniți din lumea de dincolo vorbeau cu Dumnezeu așa cum vorbeau mai de mult pusnicii cu duhurile rele în pustie. Dracii se materializau și veneau și ispiteau pe pusnici la modul direct sub chip de femeie, sub chip de vrăjmaș, de fiară, etc. În momentul în care Mântuitorul înțelege că lumii este dat de ajuns, arătând slava pe cât li se putea, tabloul i-a sfârșit și primul gând al apostolilor care au putut să-și recapete mintea după ce și-au întors din extaz rațiunile lor, a fost acesta: Doamne, bine-i să facem aici 3 colibri. Dar începe dorul de Dumnezeu și dorința de a fi cu El. Una ție și începe celălalt dor. Una lui Ilie și una lui Moise. De ce tocmai la ei nu se gândea și se gândea la cei 3? Să se răpiți. Din dorința, și vedeți, aici se pune interesantă problema. Unii cred că Evanghelia e făcută ca să treci prin ea prin foi. Unii cred că e făcută să o ții în casă. Întrebarea mea rămâne esențială și evidentă. Dacă ei erau cu fața la pământ, cum i-a văzut pe Moise și Ilie? V-ați spus întrebarea? Nu v-ați spus. I-au văzut cu mintea, cu puterea sufletească a înțelegerii, a priceperii și a rațiunii, care mergea la Dumnezeu, mergea spre, dar cum? Îndumnezeit în balsamul de lumină divină, mergea la Creatorul ei. Și fiind în preajma Creatorului, ce putea să vadă mintea? Tot ce e în jurul ei. Spune Amona, închinați-vă că Ava, spune Sfântul Antonie, închinați-vă că sufletul Avei Amona vine să închine nouă că a murit și pleacă la cer. Ce se uită în jur, nu văd nimic. Antonie se închină și ceilalți și pleacă. În momentul când se interesează la acea oră, ieșise din trup Amona și plecase spre cer. Deci iată, mințile lor au fost cele care au văzut pe Moise și Ilie. Dar mințile lor erau tot cele care au auzit ce s-a discutat între Mântuitorul Iisus Hristos și Moise. Dar tot mințile lor erau cele care nu mai înțelegeau acum ce au vorbit și ce trebuia să spună. Pentru că în momentul întoarcerii în trup, sufletul, deci mintea își pierde puterile ei duhovnicești dacă nu este alimentată cu împărtășanie și cu Doamne Iisuse și cu curățenie și cu spiritualizare de clipă de clipă, în care ei au uitat ce trebuiau să vorbească și ce trebuia să spună. Hai să stăm aici, că aici e bine. Dar apăruse cele 3 fenomene omenești. Una, dorința de a nu pătimi Hristos, pentru că i-au văzut slava și l-ar fi dorit tot timpul așa. Dorința de a sta unul de-a dreapta și de-a stânga, cum veți vedea duminică, rațiunile lui Ioan și Iacov, care de acum vroiau: Doamne, când vei fi într-o slavă, dați mă pui pe mine de-a stânga și de-a dreapta, dacă n-ai vrut pe Moise și pe Ilie să-i aduci în 3 colibri. Și cea de-a treia, frica de moarte din ascultare și dragoste. De aceea Evanghelia vine și spune, cel ce vrea, asta este esența creștinismului autentic de astăzi, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine înseamnă moarte de bunăvoie și ascultare de bunăvoie, dar cum? De porunca cea dumnezească, pentru că Ion moare și într-o clipă se naște nou monah din foarfecă, cât cine o fi el, Ioanichie, Gedeon, Ilie și așa mai departe.
Deci este o înviere de moment, exact cum a fost și învierea, deci acum a fost și învierea fiicei lui Iair, cum a fost și învierea fiului lui văduvei din Ain și a lui Lazar, și dacă vreți mai departe, este o prefigurare a învierii lui Hristos și a minții apostolilor în schimbarea la față. Dar când vine învierea propriu-zisă, de ce spune moarte din dragoste și de bunăvoie? Apostolii n-au mai putut înțelege rațiunile omenești. Și ați văzut ce frumos spune în Prohor. O, fiul meu prea dulce, cum mori ca un om pe cruce când îngerii s-au spăimântat și cerurile s-au cutremurat, pietrele s-au sfărâmat ca tapeteasma s-a rupt și ce mai spune în cântările triodului și ale penticostarului la înviere. Dar întrebarea este mult mai esențială. Apostolii n-au înțeles tocmai un lucru. Cum cel care s-a schimbat la față și a fost nor de lumină și flacără de lumină și izvor de lumină să moară ca un om? Să moară ca un om ca să împlinească legea cea scrisă. Să moară ca un Dumnezeu ca să unească ipostasul omenesc, cel stricat de Adam în rai, din nou la firea dumnezeiască cea din tâi. Deci Hristos fiind Adam cel nou, pentru că Adam cel din urmă a fost cu Duh dătător de viață, deci cum spune la Corinteni, troparul, este un verset. Adam cel din tâi a fost om cu suflet viu și Hristos, deci cel cu dătător de viață. Nu am exact formula, n-am noțiune exact. Nu pot să spun ceva, ci pot să greșesc. În momentul în care Hristos se... Hai să folosim. În momentul în care Hristos nu se dedublează, că nu putem vorbi de o dedublare, deci ia chipul lui Adam, cel căzut, dar sub forma înviată, cum ar fi trebuit să fie el înainte de cădere, prin ascultare, în momentul acela ia posibilitatea de la Dumnezeu Tatăl, adică de la voința divină a treimii, de a uni această carne căzută în spurcăciune și în patimă și în nesimțire omenească, a o duce la simțire dumnezeiască. Și atunci ca aceasta să nu rămână, spune rugăciunea de la morți, ca moartea și păcatul să nu rămână și să biruiască, ai rânduit ca această alcătuire din trup și suflet să se desfacă și să se risipească. Sufletul să meargă din șaua ființă, trupul să meargă din cele ce s-a alcătuit. Din pământul în care ai fost, acolo te vei întoarce. Dar nu te vei întoarce orice fel de pământ, am mai discutat aceasta, ci din pământul din care ai fost luat. Deci te întorci din pământul făgăduinței, din pământul raiului, deci în momentul în care vei fi sfânt, trupul și oasele tale și carnea ta și sângele tău și măruntaile tale vor fi sfințite. De aceea ne închinăm la moaștele sfinților. Dar când în momentul în care omul este păcătos și nevrednic, mormântul fiind o groapă ca de iad în care nu este decât putoare, împuțiciune, greață, scârbă, teamă, frică și, dacă vreți, haos. Pentru că pe mulți îi înfricoșează moartea, dar ar trebui să îi înfricoșeze învierea. Și de ce ar trebui să îi înfricoșeze învierea? În momentul când mori, se oprește păcatul. În momentul când mori, se curmă sursa de păcat. Dar în momentul când înviezi, se cere socoteală păcatului. De aceea trebuie să ne preocupe pe noi mai mult învierea noastră. Ea este mai periculoasă, nu moartea. Deci când moare un om, trebuie să ne bucurăm. Dar când vom învia, trebuie să plângem. Că se vor pune la judecată și faptele, și gândurile, și intențiile, și năravurile, și păcatele cele ascunse, și cele care noi, crezând că le-am făcut fără să știe nimeni, vor fi vădite în fața milioane de îngeri. Ce s-a vorbit la ureche se va vesti pe case, ce s-a vorbit în ascuns se va vesti pe față, ce s-a făcut fără ca să se știe la întuneric se va vădi la lumină. Ei, eu am o singură dorință prin care pot să mă exprim și să spun. Cugetați fiecare la păcatele voastre, făcute în ascuns sau în mod mai intim, indiferent de ce natură ar fi ele, fie trupești sau fie personale sau de care ar fi, și închipuiți-vă că vor fi vădite în fața milioane de îngeri și de suflete care vor fi la judecată. Ei, închipuiți-vă acele ipostasuri mizerabile care se văd în filmele imorale pe care noi le punem în practică și vor fi arătate îngerilor și sfinților,
Închipuiți-vă acele păcate hidoase și rușinoase făcute în ascuns. Răutăți, crime, vicleșuguri, înșelătorii, murdării și tot felul de mizerii sufletești care vor fi expuse în fața milioane de îngeri și în fața milioane de sfinți atunci când vom fi judecați, pentru că ele vor apărea, cum spune învățătura teologică, și dracile vor închipui exact așa cum au fost făcute, ca noi să nu mințim, dar când am făcut eu, Doamne, păcatul ăsta? Și dracul îți face exact imaginea ca și cum ai fi făcut-o în clipa aceea, ca să o vezi și să nu poți minți. De ce? Pentru că Dumnezeu nu pedepsește după vorbe, ci pedepsește după fapte. Deci faptele noastre ne vor osândi, sau faptele noastre ne vor judeca, sau faptele noastre ne vor elibera. De aceea trebuie să ne preocupe învierea. Ajungând la învierea propriu-zisă, ca să nu mai zăbovim în tainele învierii, să presupunem că piatra s-a dat la o parte, Hristos a înviat, s-a suit de-a dreapta Tatălui și începem să analizăm în mormânt cu trupul. Ce a făcut Dumnezeu în mormânt cu trupul? A sfințit întreg pământul pe care l-a creat ca pe o nimică, cum spune Isaia. A sfințit întreg pământul pe care l-a creat din neființă și l-a adus la ființă, care la început era un haos amestecat de apă și tină, un, cum spune acolo, materia asta îngrecată să nască Ioan Gură de Aur, tâlcuit de Xaimeronul, dar totul era un întuneric pe fața tot pământul și Duhul lui Dumnezeu domnea deasupra apelor. Ei, acest pământ, această lavă, această clisă, ca să folosim un termen omenesc pe înțelesul nostru, trebuia ca să fie separată, trebuia să fie structurată, trebuia să fie aranjată, trebuia să fie sofisticată, pusă exact ca un miniaturist care își începe pictura dând tablou culoarea de fond, apoi dând schițele obiectelor ce vor fi desenate și apoi dând formele exacte și apoi aducând ultimele riduri și nuanțe. În clipa în care Dumnezeu a adus pământul din nimic și omul a spurcat cu o faptă de nimic, dorind să fie Dumnezeu, Atanasie cel Mare, în clipa aceea, Dumnezeu s-a băgat în pământ ca izvor nemărginit să pătrundă în tot pământul și să-l sfințească. De ce? Ca la învierea trupurilor, pământul din care a fost luat să poată fi curat. În iad cu sufletul. În iad cu sufletul se duce Dumnezeu în latura celor vii, în sânul lui Avram, unde stătea Lazar cel plin de bube, unde stăteau prorocii și patriarhii și toți drepții Vechiului Testament, fără să guste munca, dar să o vadă, lucru certificat de Părintele Avram în discuția cu bogatul. Părinte Avrame, zi-i lui Lazar să-mi pună o picătură de apă. Nu. Adu-ți aminte că în viață ți le-ai luat pe cele bune. Acum iei ce ți se cuvine. Părinte Avrame, ce fel de părinte dacă el nu-l cunoștea niciodată? Vedeți câtă esență între nu vă cunosc pe voi și plecați de la mine? Deci Avram era părintele lor. Bogatul era tăiat împrejur. Avea botezul tăierii împrejur după Avram. Dar n-avea ce fapte. Și i-a spus, între mine și tine e o prăpastie. Nici voi nu puteți veni aici, nici noi nu putem merge la voi. De ce? Era hotarul dintre lumină și întuneric. Era hotarul între rațiune și cuvânt. Era hotarul între gând și fapte. Era hotarul între dorința de a păcătui și dorința de a nu păcătui. Deci era hotarul între Dumnezeu și diavol. Diavolul fiind mărginit ca putere și având întrânsul icoana lui Dumnezeu, fiind creat ca înger, dar având întrânsul icoana răutății sale, pe care o prelucrează și o conservă cu fiecare rău în parte. Un criminal cu cât e mai hidos, cu cât face mai multe crime. Un golan cu cât e mai borfaș, cu cât face mai multe răutăți. Un diavol cu cât e mai întunecat, cu cât se răzvrătește mai mult împotriva lui Dumnezeu. Același lucru se întâmpla și în partea opusă. Cu cât este un înger mai luminat, cu cât e mai ascultător de Dumnezeu, cu cât este un sfânt mai bun la Dumnezeu, cu cât îl laudă și îl slavoslovește mai mult. Suișuri a pus în inima sa din putere în putere și arată Scriptura mai departe, mergând până acolo unde spune că în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Și fiecare este în rândul cetei sale.
ceata apostolilor, a prorocilor, a mărturisitorilor, a mucenicilor, a sfinților, a cuvioșilor, a postitorilor, a adeptelor, femeia timătorilor în pustie. Nu vă uitați ca la telefoane, e rugăciunea canonului către puterile cerești. Trebuie să vedeți acolo că spuși pe ierarhii. Ei, în clipa în care eu stau în ierarhia mea, nu știu că sunt mai sus ca Vasile cel Mare sau ca ultimul păcătos mântuit, dar mă bucur în slava lui Dumnezeu în dreptul cetei mele. Dar nu rămân într-o nu rămân într-o lucrare haotică. Nu rămân într-o lucrare moartă. Am intrat în rai și stau ca un bibelou într-o vitrină și mă uit. Ci începe veșnica slavoslovirea lui Dumnezeu prin ce? Prin laude și cântări duhovnicești îngerești pe care mintea le ascultă, nu le cântă, le raționează în inteligibilul luminos, eliberat de trupul păcătos și începe să le extazieze și să le răpească în rațiunile personale ale sufletului mântuit până unde? Până într-un infinit nemărginit, adică lui părându-i să că mereu urcă, dar el de fapt unde urcă? El se revarsă în Dumnezeu, ca un filament care își ia curentul din, sursa de energie și luminează. Dacă becul e de 100, va fi de 100, dar e tot bec, dacă e de 15 W sau volți, el va fi tot bec. Unul va da o lumină mai mare, unul o lumină mai mică. Dar acea lumină mare, mică sau puternică, va fi tot lumina unui bec și nu va fi lumina soarelui. Ei, după ce am intrat în această esență de lumină, deci după ce am intrat în această esență de lumină, mai trebuie să intrăm așa. Ce făcea în iad Dumnezeu? Să citim în Pentecostar din ziua Învierii. Acum toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. De ce era și cerul plin de lumină? Cerul era plin de lumină tocmai pentru faptul că în mormânt cu trupul iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun cu tatăl. Deci lumina își unificase întreaga forță necreată, deci întregul izvor necreat de bucurie. Hristos, ipostasul treimii, deci Logosul întrupat, era într-o nemărginită și nespusă bucurie care emana lumina învierii cu atâta putere, încât se refula în lumina cea pururea viitoare atât de puternic, că toate se umpluse de lumină, de bucurie că salvase firea omenească din păcatul strămoșesc. Vă doare capul, prea puțin în pasă. Mergând și mai departe, deci mergând și mai departe atât, în momentul în care în iad Mântuitorul se întâlnește cu drepții Vechiului Testament, încep împlinirea prorociilor. Și Isaia se închină sfios lui Hristos și îi spune: n-am spus eu că Fecioara va lua în pântece 14 cu 14. Îi dă acolo, sau 7 cu 14, îi dă versetul 14. Așa. Merge mai departe, Ioan Botezătorul. N-am spus eu că ăsta e mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Merge David și spune: n-am spus eu, din scaunul tău voi pune, din neamul, din sămânța ta voi pune pe scaunul tău jucutare și spune: n-am spus eu că a stat împărăteasa de-a dreapta și n-am spus eu că ți-au numărat oasele pentru că mașe s-au aruncat sorți, n-am spus eu că cursa s-a sfârmat, pasărea s-a izbăvit și noi ne-am liberat, n-am spus eu că ai zdrobit cetățile vrăjmașului pe perita pomenirea lui cu sunet. Și începeau prorociile în vie. Deci prorocii aveau ocazia acum de data aceasta să vadă ce? Fericirea cu ochii. Dacă Toma pipăie învierea pe care o vede și o simte, Mântuitorul le spune: fericiți de cei ce n-au văzut și au crezut. De ce au crezut? Au crezut doar că l-au văzut pe Hristos, lumina aceea neapropiată în ea. Și auzi ce spune Pentecostarul. Și cei din întuneric cu pași repede se grăbeau spre lumina aceea neapropiată. De ce? Care aducea vestea cea sfântă a învierii. Această noapte de mântuire, era vorba de noaptea normală de 24 de ore sau de 8 ore? Nu! Această noapte de mântuire se sfârșise 5108 ani sau cât era, de când drepții Vechiului Testament, fără să guste muncă, stăteau în întunericul iadului și așteptau clipa izbăvirii. Deschideți-vă porți veșnice și va intra Împăratul Slavii.
Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Care război? Războiul din Carantania. Fă-mi pâine, ia-ți lumea, dă-mi averea, supune-te mie. Care război? Răstihnește-l, răstihnește-l. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. Care război? Adame, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Care război? David, greșește. Isaia, Solomon, greșește. Iată. Deci războiul diavolului cu lumea. Hristos, prezentul, trecutul și viitorul, înmănunchea toate în palma lui. Și în clipa aceea era de fapt războiul cu cine? Cu portarii iadului care, văzând zăvoarele sărite și pecețile stricate și încuietorile sfărâmate, au fugit și s-au ascuns. Și în momentul acela s-a auzit tristul glas al lui Adam, cu cuvânt de pocăință, cu cuvânt de pocăință și mai mult decât atât, cu părere de smerenie. Să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia minte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. A fost cuvintele pe care Adam le-a rostit în clipa întâlnirii cu Hristos. De ce? Stătea în iad și a înțeles că el este greșitul. Și Hristos îl iartă. Își dau sărutarea păcii, Eva cu Maria. Își dau sărutarea păcii, Adam cel nou cu Adam cel vechi. Dar mai rămâne un lucru. Hristos trebuia să-i plătească lui Adam ce? Greșeala? Dar greșeala față de cine? Greșeala față de Tatăl. Ce-a făcut Adam în momentul când a greșit? L-a făcut pe Dumnezeu impostor. Iarăși un cuvânt greu. De ce? Și o să mă întrebați, de ce folosiți acest termen? Îl folosesc tocmai ca să înțelegeți cât de viclean a fost Satana și cât de slab a fost Adam. Vine Satana, tatăl minciunii, în rai și îi spune lui Adam, a spus Dumnezeu că dacă veți mânca, veți muri? Nu. Se teme să nu fiți ca el. Dacă mâncați, vă faceți ca Dumnezeu, le veți ști pe toate. Și în mintea lui Adam s-a născut îndoială. Cum să facă Dumnezeu una ca asta, dacă eu vorbesc cu el în fiecare zi? Mănânc din pomul vieții, mă plimb prin rai, mă bucur, sunt lumină, sunt bucurie, sunt viață, sunt iubire. De ce s-ar fi ascuns el de mine cu treaba asta? Și s-a dus cața, s-a dus Eva, și a intrat și ea la urechile, a ascultat acolo ce spunea Satan. Dar se vede că îndelungând dialogul, harul se dispersa și se rarefia și dispărea din nou. La o malahie te necurățești, la o desfrânare te spurci, la o perversiune te distrugi, iar la patimă te omori. Nu mai existi, mort cu sufletul și cu tot. Același lucru se petrecea în clipa aceea în rai. Îndoiala aducea necredință, necredința aducea tulburarea sufletului aducea pierderea harului, iar pierderea harului aducea împrăștierea minții, iar din împrăștierea minții se năștea prima profesoară de științe a lumii, Eva. Răpea lumii veșnicia și îi dăruia timp. Răpea lumii viața și îi dăruia moarte. Răpea lumii înțelepciunea dumnezească și îi dădea filozofia profană. Răpea lumii bucuria și îi dădea ura, blestemul și dezbinarea. Răpea lumii bucuria întâlnirii cu Dumnezeu și îi dăruia lumii legătura cu diavolul. Nu că o făcea în mod voluntar, inconștient. Deci inconștient. De ce? Pentru că în clipa când dialogul s-a adâncit, v-am spus și altă dată și am mai fost discutat, în clipa aceea, sinistra întâmplare face că pomul devenea frumos și poftitor. Deci, este prima esență în care se arată că omul când pierde pe Dumnezeu, devine pătimaș și doritor de poftă. Iată și Eva pățea la fel. Frumos la vedere și bun la gustare era rodul ce m-a omorât. Dar cât s-au hrănit din pomul vieții, aveau poftă și vedere spre pomul acela? Nu. Deci vezi? Îl împărtășesc odată pe un băiat și îmi spune. Dar acum dacă m-am împărtășit, am voie să mă sărut cu prietena mea? Nu, că te spun, zic, l-ai luat pe Hristos. Și când trebuie să o fac? Păi nu mai ai voie să o faci, că l-ai luat pe Hristos.
Cum și de acum să eu să nu mă mai sărut cu ea? Păi nu, că îl pierzi pe Hristos. A, nu pot să mă las de ea. Deci ai văzut? Era aceeași formă de cădere ca și a lui Adam. De ce să mănânc din pomul vieții dacă pot să mănânc din mușcătura Evei? Dacă ea a gustat și atât de bun, de ce n-aș ști și eu ce gusta? Și mai departe, trecând la oile noastre, în momentul acela a început, de fapt, căderea minții. Și ce face Adam? Doamne, femeia ce mi-ai dat-o, iată, Dumnezeu greșea pentru prima oară. Adam, femeie, ce ai făcut? Șarpele m-a îndemnat. A doua greșeală la Dumnezeu. Și în clipa aceea Dumnezeu a rămas de minciună. Deci a fost impostor în fața lui Adam, n-a fost corect față de el. Dar ce face Hristos? Din iubirea nemărginită față de om și de firea pe care a salvat-o, îi dă lui Adam o lecție ca să o simtă. Înmormânt cu trupul, ne-a trus sufletul în rai cu tâlhar. Cine intra în spatele lui Hristos, în coloană ca la armată, pe ușile pe care acum heruvimul nu le mai păzea cu sabie de foc? Intra întâi Hristos, intra tâlharul cu crucea în spate și intra Adam în urma tâlharului. De ce? Așa tâlhar am fost și eu. Și ar fi trebuit să port această cruce într-un mod spiritual mai ușor decât a purtat-o acest om nemernic pe pământ. Deci acel tâlhar care s-a mântuit cu două cuvinte. Și de fapt eu sunt cel care l-am făcut tâlhar pe Dumnezeu. Deci ai văzut la ce mod își exprimă greșeala Hristos și îi pune în vederea înaintea păcatului lui Adam? Sub această formă. Deci a pus pe tâlhar să intre înaintea lui Adam, tocmai ca să vadă că și el la rândul lui cândva a fost tâlhar, dar l-a acuzat de tâlhărie pe Hristos. Deci vedeți? Asta este esența învierii. Aici Dumnezeu se împacă cu omenirea. Și cum spune mai departe într-o parul învierii, această zi aleasă a săptămânii împărăteasă și Doamnă praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. De ce este împărăteasă și Doamnă? Nici o sărbătoare nu e mai mare ca Sfânta Duminică, adică ca sărbătoarea învierii. Dacă sabatul e liberat de păcatul egiptean, învierea e liberat de păcatul lui Satan. Dacă sabatul odihnea trupul, duminica odihnește sufletul. Și în clipa aceea, ea devine praznic al praznicelor. De ce? Pentru că nu se sărbătorește o singură dată pe an învierea, ci învierea o sărbătorim cu fiecare suflet pocăit, învierea o sărbătorim cu fiecare suflet spovedit, învierea o sărbătorim cu fiecare suflet mântuit, învierea o sărbătorim cu fiecare duminică, învierea o sărbătorim cu fiecare sfântă liturghie și mai mult decât atât, învierea o sărbătorim cu fiecare rugăciune scurtă pe care noi o spunem, propovăduind